ultima zi din an este dedicată cumpărăturilor. Cu gândul la masa de revelion, oamenii și-au umplut coșurile cu mâncare și băutură, mai ales că mulți au ales să petreacă noaptea dintre ani acasă, cu familia și prietenii apropiați. La mare căutare sunt produsele românești, fie că vorbim de legume, murături, fructe sau mezeluri tradiționale, dar și peștele și dulciurile. Știți că există o tradiție în care primul lucru pe care îl mâncați în seara de revelion, este peștele să prin greutățile anului care vine, să mergi tot înainte. Haideți la târgul de la agronomie, în care se puneți pe masa de revelion produsele pescărești după rețetele mamei Victorița. Cofetarii au muncit de zor în aceste zile și au preparat dulciuri după rețete speciale, numai bune pentru a fi gustate în noaptea dintre ani. Nu lipsesc torturile bogate în arome, cu tot felul de creme delicioase ori cu fructe confiate. Am pregătit foarte multe specialități pentru masa de revelion. Bineînțeles, vedeta acestei sărbători este tortul. De asemenea, noi avem tortul tip-top, tortul cranț, tortul Richard. Proprietarii de restaurante sunt și ei în febra pregătirilor pentru noaptea cea mare. Pentru a atrage clienții, aceștia se întrec în oferte care mai de care mai atractive. Este și cazul lui Răzvan, un tânăr manager de restaurant din sectorul 6 al capitalei, care la un preț de 500 de lei de persoană propune un meniu regesc. Aperitiv tradițional, file de somon cu legume la abur, ceafă de porc și pastramă din pulpă de pui la grătar, dar și un desert apetisant, iar toate băuturile sunt incluse. Vă așteptăm de Revelion cu preparate delicioase și un program artistic de excepție. Important de reținut este și faptul că în noaptea de revelion în hoteluri, restaurante și pensiuni vor fi primite și persoane cu test negativ, nu doar cele vaccinate sau trecute prin boală.